Sunt judecător de profesie. Din 1998 practic ca și judecător. Și vă vine să credeți sau nu, odată am fost și eu adolescent. Iar acum sunt la vârsta în care am doi copii, două fete, una de 17 ani și una de 14 ani. Așadar știu perfect cu ce probleme vă confruntați și mai ales cu ce probleme mă confrunt eu cu copiii. Prezența mea aici se datorează unui proiect pe care judecătorii și procurorii din România îl țin voluntar, mergând prin școlile și liceele din România, să vorbească cu tinere despre drepturi, despre îndatoriri, despre lege și despre justiție. Noi credem că voi, la vârsta asta, adică după ce ați împlinit deja 14 ani și cred că cu toți ați împlinit, după ce împliniți 14 ani, știți că aveți niște îndatoriri. Adică primiți o carte de identitate și vă uitați așa frumos și spuneți ce poză nasoală am, trebuie să o schimb. Dar voi trebuie să vă gândiți că acea carte de identitate este ca o încurajare, dacă vreți, din partea statului să vă facă conștient că voi sunteți mici cetățeni cu drepturi și cu obligații. Haideți să discutăm despre drepturi și obligații noastre. Ce avem voie și ce nu avem voie să facem, sau cine se întâmplă când împlinim 14 ani? Știe cineva? Hai. Dacă merg pe stradă și am trecut pe culoarea roșie a semaforului, ce se întâmplă? Și avem un polițist care ne vădice. Ce ne face polițist? Ne dă oameni. Ne dă oameni. Așadar, polițistul poate să-ți dea seama, de început cu vârsta de 14 ani. Dar dacă ați curat un bun al unui coleg de-al lui și părinții acelui coleg, împreună cu el, fac o plângere la poliție. Ce se întâmplă? Știți? Mergi la școala de corecție. Dacă un judecător te găsește vinovat. Dacă polițistul doar face primele cercetări, audieri, după care doar un judecător s-a întâmplat. Ei, trebuie să știți că între 14 și 18 ani, pe care dacă îl comitem, ajungem la închisoare. Vandalism. Așa, adică ce înseamnă vandalism? Să distruge... Așa, distruge bunuri. Rănesc persoane, da? Așa, altceva? Înșelătorie. Înșelătorie, da, sau escrocherie, bun. Când se aglomerează, se face o grămadă de bani și toți își dau cu pumnii în cap, cum se cheamă? Împătitare. Încă? Încă erare. Așa. Așa, și consumul de droguri, da. Alte fapte, știi. Tâlcărie, știi cineva ce-s pe tâlcărie? Dar furt știi ce este, da? Da. Ia ziceți. Ce este furtul? Cum se comită? Păi când că nu e. De exemplu, ăsta este furt. Da? Ăsta este furt, e clar. De ce? I-am luat un bun de la ea, fără să-mi dea voi, corect? Dar dacă îi spun așa, dă-mi, te rog frumos, telefonul, să sun și eu acasă, că este o urgență. Ce mi-l dă? Și ea spune, mi-l dai înapoi cu asta. Și eu spun, da. După care ai țuși cam tare. Se cheamă. Nu te fără. Tot furtul. Din tot furtul. Atenție mai. Mi-l o dat, iar, ca să-l folosesc pentru un anumit scop, iar eu brusc am făcut altceva. Dar dacă mi-l dă cum frumos, să spune, mi-l dai, ține tu telefonul o zi și eu îl vând. Cum se cheamă? Nu e așa că mi-am bătut joc de încrederea ei? Deci eu am avut încredere în ei. Sau l-am vândut, sau l-am pierdut. Am abuzat de încredere. Și ne interesează până când furte de bărie, chiar nu de încredere, de lovire. Ce ne interesează până ce ar trebui? Eu, copil, între 14 și 18 ani, să știu lucrul ăsta. De ce? Pentru a nu face. Pentru a nu face. Ei, unde scrie, unde sunt scrise toate acestea? Pe care nu avem voie să le facem. Cum? La legislație. Adică în niște legi emise de către cine? Cine dă legile astea? Statul. Prin cine? Cum se cheamă statul ăsta? Avem niște organe acolo care spune. Parlament. Deci Parlamentul sunt aleși de acolo, da? Pe care îi trimitem acolo odată la 4 ani să adopte niște legi pe care noi trebuie apoi să le respectăm. Una dintre legile cele mai importante din România este Constituția. De fapt, trebuie să spun clar că Constituția este legea fundamentală de România. Ce scrie în Constituție? Cum se numește statul nostru? Cum este organizat statul nostru? Care sunt drepturile noastre? Care sunt semnele statului? Care sunt instituțiile de bază din România?
De exemplu, despre judecător aici scrie. Despre președintele statului aici scrie. Despre faptul că tinerii, copiii au acces la învățământ în mod gratuit, aici scrie legi care să completeze această Constituție. Una dintre legile cele mai importante, dacă nu ați văzut-o, acum v-ați văzut. Una dintre legile cele mai importante pe care le avea în România este codul penal. Adică, aici sunt prevăzute faptele cele mai grave, pe care, dacă le comitem, ajungem în închisoare. Numai că în închisoare ajung doar adulții, adică persoanele care au împlinit 18 ani. Copiii nu ajung în închisoare, ci cu privire la copiii care comit faptele de aici, judecătorul va stabili o măsură, așa numită măsură educativă. Adică cum putem să îndreptăm acel copil. De exemplu, să fie supravegheat într-un weekend sau mai multă, o altă perioadă de timp de către părinții lui sau alte persoane. Sau să se ducă copilul la un tratament cu părinții și duc în altă parte a țării. Deci în acest cod penal, judecătorii au la îndemână un instrument prin care văd dacă fapta pe care ați comis-o voi este trecută aici și care este pedeapsa adecvată care se aplică. Una din cele mai grave fapte care se comit asupra copiilor, știți care este? Ții? Viol. Așa. Viol. Știi cineva ce este violul? Hai să citim împreună. Viol sau un an cu o persoană săvârșită prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra, ori de a se exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoare de la 3 până la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Un minor de același sex. Se vede și despre activi acolo. Când vine în sala de judecată și trebuie să audiezi minorul, și trebuie să audiezi agresorul, și trebuie să audiezi martorii și se stabilește adevărul. Și atenție, fapta se comite prin punerea în imposibilitate de a se apăra, de exemplu, legi, victima. Sau de a-și exprima voința, de exemplu, o adori. Sau, de exemplu, este o persoană care nu își poate exprima voința din cauza vârstei. Și avem copii violați la 2 ani, la 3 ani, sau persoane în vârstă, sau bolnavi, sau persoane cu dizabilități care sunt închise în spitale special, în care se abuzează de ei. Ei, fapta este mult mai grea dacă persoana care e agresorul este un părinte, sau dacă este o altă lucru, sau dacă este un medic, ori un profesor. De ce? Pentru că aceste persoane trebuie să se îngrijească de minori. Nu au cum să-i agreseze. În momentul în care o astfel de persoană, în grija, educarea, paza, curtea, s-a aflat un minor, profită de el și aduce atingere vieții lui private, a libertății sale intime, atunci persoana este mai rău sancționată cu închisoare de la 7 la 18. Să știți că cele mai dese fapte comise de data asta de către minori, știți care sunt? Furturile. Avem foarte multe cauze, foarte multe dosare cu minori care fură. Ce fură minori? Păi, fură telefoane. Fură bani. Chiar de la părinte, nu? Sau de la colegi. Mai fură telefoane din urgențele colegilor de la școală, am auzit, da? Sau fură băutură sau țigări de prin magazin. Știți câte dosare avem cu copiii care fură din magazin? Nu fac nicio. Acum sunt unii care fură și haine. Sunt unii care fură alimente și își închipui că pot să plece din magazin. Fără să sune alarmă. Că acum magazinele au pe alarmă, fie au camere de luat vedere. Și prindă. Mai devreme sau mai târziu îi prindem. Pe toți. Problema este că în momentul când am prins un minor care a comis o astfel de faptă, se deschide o evidență specială numită cazieră, în care notăm toate aceste fapte. Iar în momentul când o să creșteți mari adulți și o să vreți să vă angajați, să deveniți preoți, să deveniți judecători, să deveniți polițiști sau militari, noi luăm faptele astea și le descoperim. Și atunci vă întrebăm, poți să fii tu judecător dacă ai o faptă de astea alea săvârșită chiar într-o perioadă când erai minor? Și atunci ne întrebăm dacă nu cumva minorii ar trebui să fie conștienți că nu au voie să se rușească anumite fapte. Încă de mici. Dacă ar fi după mine, ar trebui cu toții să studiați codul penal la școală.
Dar nu vrem să vă transformăm în studenți la drept. Poate unul dintre voi vreau să devină judecător, procuror sau avocat. Atunci vă duceți la facultatea de drept și învățați legile. Și cu toate acestea, voi cu toții respectați codul penal, deși nu l-ați deschis niciodată. De unde știu lucrul ăsta? Pentru că vă aflați aici și nu vă aflați la școala de protecție. Dacă vă aflați aici, înseamnă că lucrurile știți în față. Înseamnă că ați respectat legile. Și ce anume ne spune nouă, care fapte sunt bune și care fapte sunt rele. De unde știm noi, dacă comitem o fapte, putem fi sancționați sau nu putem fi sancționați? Cine ne spune lucrul ăsta? Hai să vedem. Primele reguli când l-am învățat? Și unde? Când eram mici. Când eram mici? Acasă. Care au fost primele reguli pe care le-ați învățat? Să nu scrii pe pereți. Care? Să nu scrii pe pereți. Să nu? Stropești pe pereți sau ce? Să nu scrii pe pereți. Să nu scrii pe pereți, da. Sau cu cerneală. Eu scriam pe vremea mea cu cerneală și mai stropeam pe pereți. Da, ai dreptate. Altceva. De asta cu pereții e fain. Mie mi se pare că mai spectez că nu știu. Pereții. Alte reguli. De acasă. Să nu vorbești la masă. Dar ce se întâmplă dacă vorbești la masă? Mai digeri din mâncare. Bun, alte reguli. Să deschizi ușa oricum. Iată. Aveți voie să deschideți ușa? Pentru persoanele necunoscute? Acum că sunteți mari, nu? Dar fetele, să deschideți fetele și un blășgan de la mare spune, sunt băiatul de la cablu. Am venit să schimb cablu sau am venit să trebuie să plătiți gazul, domnișoară. Ce faceți? Să-l lăsați aici prin casă? Dar dacă vă oprește cineva pe stradă, deschide mașina, spune, haideți domnișoară, poftiți să vă conduc acasă, că plătiți seara și să vă ajungeți la rețetă siguranță. Urcați cu un străin în mașină? De violul de la Vascu, știți, da? Da. În care, nu râdeam, că vă descriu acum. O fată se deplasează către casă, în satul ei natal, pe marginea drumului, pe un câmp. Oprește un tânăr cu mașina pe care îl cunoștea, care se oferă să o conducă acasă. Tânărul sună câțiva prieteni și spune, hai să vedeți cu fata asta. Oprește mașina în câmp și mai vine încă 6 indivizi și 7 vlășgani, între 18 și 23 ani, au violat-o câteva ori. Se vă descriu ce s-a întâmplat? Vă imaginați, da? Această fată, în cele din urmă, ajunge acasă și văzând o ală la care erau părinții, s-au dus la părinții și au depus-o lege. Atât rămâne. Noi nu mai avem voie să spunem că nu ne convine. Deci cel care aplică legea într-un caz concret, este judecătorul. Ce spune judecătorul este sfânt. Am înțeles? Atenție mare! Faptele acestea care sunt scrise în codul penal trebuie cunoscute de toată lumea. Să știți că sunt niște infracțiuni în codul penal de care puțină lume a auzit. De exemplu, cea cu privire la consumarea creditului de pe telefonul mobil al unui coleg. Dacă eu am nevoie să dau SMS-ul sau să folosesc telefonul mobil și consum creditul, comit o infracțiune. Dar știți că este infracțiune atunci când fotografiez o persoană care se află în casă și public pe internet fără voia sa? Da. Se numește violarea vieții private. De ce? Nu aveam voie să publicăm poze, fotografii din casa unei persoane fără acordul ei. Tot așa cum nu avem voie să intrăm într-o casa unei persoane fără acordul ei. Cum se numește fapta? Violare de domiciliu. Dar când nu vreau să părăsesc casa, când persoana îmi spune să părăsesc, cum se cheamă? Tot violare de domiciliu. Deci fie că intru fără voia sa, fie că refuz să ies, când persoana îmi spune să ies. Bine? Deci aceste fapte care sunt destul de grave, ele sunt sancționate de judecător. Dar în primul rând, persoana respectivă trebuie audiată. Deci o declarație a sa, de exemplu, poate o recunoscut. Asta este, da, mărturisirea este o dovadă. Ai spus amprente foarte bine, de apucat de furt. Foarte utile să lăsăm amprente. Altceva. Imagine, fie foto, fie video, da, înregistrările, vă rog. Probabil dacă vorbesc de victimă, semne pe care era și pe corp. Așa, semnele de pe corp sunt dovezi și ele trebuie constatate într-un document medical numit certificat. Medic legal. Așa. În urmare, imediat ce s-a comis o agresiune împotriva corpului nostru, extern sau intern, trebuie să mergem la un medic legist pentru a constata acest lucru. Acel document este o dovadă pentru judecător și pentru procuror să știe care este fapta, că sunt mai multe fapte cuvinte la în legătură cu agresiunile fizice, da? Bun, altceva, alte dovezi. Martor. Martor, foarte bine.
martorii care au obligația să ajungă, când sunt chemați în fața procurorului și a judecătorului, să spună numai adevărul. Dacă mint martorii, comit infracțiunea de ești ciudat că cine? Mărturie? Mărturie mincinoasă. Apropo de fals. Dacă prindeți catalogul și transformați un 3 într-un 8, ce este? Ați trecut clasa, nu? Nu, este o falsă, falsă în scrisul oficial. Falsă în scrisul oficial, este o faptă foarte gravă. Sau dacă vă motivați absențele, este o faptă foarte gravă. Fals în document oficial. N-aveți voi acest lucru, scrie în cod. Sau dacă modificați notele pe diploma de bacalaureat. Și apropo de bacalaureat. Uneori, ca să obțină not mai mare, apelăm la diverse șmecherii. Care sunt cele mai frecvente? Copiem. Ce mai este? Modificăm diplomele și așa mai departe. Probabil după ce nu v-ați așa, se practică și asta. Da. Toate acestea sunt forme de înșelătorie. Da? Sau de corupție. Aceste fapte sunt foarte grave. Sancționabile extrem de aspru. Atenție mare! Pentru o faptă de corupție, adică eu dau minte la un profesor ca profesorul să-mi dea notă mare sau să-mi spună subiectele la bacalaureat, să-mi spună răspunsurile la subiectele la bacalaureat, face ca eu, judecător, să te condamn și pe tine, elev, și pe profesor. Pentru că legea interzice în România și să dai mită și să primești mită. Și să vă spun un secret. Nici nu are importanță dacă s-au dat banii sau clasă. E suficient să promiți. Știați asta? E suficient ca tu să-i spui, doamna profesoară, dacă îmi dați nota 10, părinții mei vă aduc un animal, o vacă, sau vă dau o mașină în cadou. E suficient tu să spui lucrul ăsta și tu ai comis infracțiunea de dare de mită. Doar pentru că ai promis. Iați? La fel dacă vă oprești un polițist pe stradă și zice, tinere, ai trecut pe culoarea roșie a semaforului, îți dau amendă 50 de lei. Tu scoți 10 lei să spui, domnul polițist, luați 10 lei de aici, lăsați-mă să plec, nu trebuie o chitanță, nu trebuie o amendă, nu trebuie nimic, am plecat. E mită. Dacă tu dai, e dare de mită. Dacă el primește, e dare de mită. La fel la judecător. Doamne, ferește să ajungeți în fața unui judecător și să vorbiți cu părintele vostru, hai, tată, dă-i ceva la judecătorul ăsta, să mă lasă să plec, nu vreau cazier, nu vreau evidenții, nu vreau nimic, vreau să mă lasă să plec acasă. Ați încurcat. N-avem voie să facem așa ceva. Asta înseamnă că, pe de o parte, noi suntem vinovați și încercăm să scăpăm, deci încercăm să eludăm legea, pe care trebuie să o respectăm cu toții. În al doilea rând, comitem o faptă și îl convingem și pe celălalt să comite o faptă care primește bani, deci eludează și el legea. Și astfel, în fapt, înseamnă că, de fapt, încercăm să reparăm un act de nedreptate cu un alt act de nedreptate. Adică eu am comis o faptă rea și trebuie să fiu tratat la răspundere, să fiu trimis la închisoare, probabil, și dincolo încerc și reușesc să comit o altă faptă ca să-mi ascund fapta aia. Înțelegeți? Sunt niște lucruri extrem de grave pe care le fac. Astfel încât noi, ca și tine, voi, ca și tine, trebuie să creșteți extrem de corecți. Să știți că legea este făcută ca să fie respectată, chiar dacă nu ne convine. Legea este obligatorie pentru toată lumea. De ce? Pentru că a adoptat-o Parlamentul țării, care este reprezentat de către cei aleși de popor să ia deciziile în numele poporului. Noi nu putem să contestăm o lege, că nu ne convine. În al doilea rând, legea trebuie respectată nu numai când nu ne convine. Legea trebuie respectată și atunci când nu ne vede nimeni. Cu alte cuvinte, părintele conduce mașina cu 50 de km la oră pe oraș, se uită stânga, se uită dreapta, nu e niciun polițist, merge cu 80 de km. Nu, asta ce înseamnă? Că el nu respectă legea. Și că a respectat-o doar dacă devin polițist, deci că polițistul poate să le amende. Dar hai să vedem ce se întâmplă dacă noi nu respectăm legea, nu ne vede nimeni. Să vedem ce tipuri de consecințe sunt. În primul rând, nu primim amende, clar, da? În al doilea rând, s-ar putea ca cineva totuși să sufere, știați? Haideți să vă dau un exemplu. Aveți animale acasă? Da. Căței, purcei, ce aveți? Pisică? Iepure? Cățel aveți? Careva? Bun. Aveți voie să plimbați cățelul afară, în afara curții, pe stradă, adică? Pentru tot pe stradă. Aveți voie, știți? Care sunt regulile? Există niște reguli de treaba acolo. Cum? Ziceți. Să ai cu bodiță dacă e un glău mare, că dacă îl pichinez de la mic, nu-i pui bodiță, că intră cu totul în ea. Altceva, altele. Deci,
dacă e câine mare, periculos, trebuie să aibă codex. Cum? Să fie ținut în les. Atenție. Indiferent de mărime, cățelul trebuie să aibă les. Altă trebuie. Să avem pungi de plastic, să... Să adunați excrementele, doar la lui, da? Nu lăsați ca acolo să eu calc și calc pe spate și folosesc. Dacă sunt un bătrân, mai ales acum iarna și am călcat pe o cățel de ăla, m-am dus să-l fac acolo. Atenție! Deci, dumneavoastră, voi, o să spuneți așa, doar scot cățelul la plimbare, mă uit să nu fiu un jandarm, să nu fiu un polițist. Ce e dacă își face nevoie cățelul pentru a doua? Asta este, unii și-și le fac în casă, de-aia o scot afară, nu? Să-și facă nevoie. Da, dar vine un bătrân, mai ales acum când e iarna, alunecă, cade și face cap. Voi nu primiți amende, dar ăsta primește o vânătaie sau mai rău, la mântărește. Nu? Sau dorm chiar de sânge acolo și mâine cu amende mare. Sau, vă duceți și vă plimbați cu câinile într-un loc de joacă unde sunt copii mici. Știți că nu aveți voie? Există o regulă. Nu aveți voie să plimbați câinile acolo unde este nisipul în care se joacă copiii mici. Dar voi spuneți, păi te-ai ducă țelul acolo să-și facă nevoie de nisipul. Da, dar nu-i nisipul ăla de acasă. E nisipul în care se joacă copiii mici, bagă mâine de pe acolo, mai bagă în gură, pe urmă, sunt bună ales. Fac vieri, fac alte tot. Deci, atenție mare, încercați să respectați regulile, pentru că regulile sunt făcute ca să fie respectate. Apel, n-am avea nevoie de reguli. Oare n-ar fi mai bună de asta fără reguli? Asta e că de puțin. Să nu-ți spună părinții că să te trezești dimineața, să nu te trimite la școală, sunt profesori, să nu te pună să-ți faci terete, să nu te pună să înveți. Mergi pe stradă, fluier, mergi dezbrăcat, traversești când vrei, n-ar fi bine. O viață fără reguli, toată lumea face ce vrea, n-ar fi liber. Ce înseamnă să fii liber? Facem ce vrea. Așa e? Poți să fii liber și respectă. Oare nu poți să fii liber doar respectă legea? Oare cel care încalcă legea nu-și pierde libertatea? Deci, ca să nu pierd libertatea, trebuie să respect legea. Deci, ca să, dacă respect legea, înseamnă că sunt liber. Nu pierd libertatea. E adevărat că, de fapt, ai comis. Întrebarea mea este direct asupra voastră, că sunteți copii deștepți. Dacă respect legile, sunt liber sau nu sunt? Sunt liber. Atenție! Numai dacă respect legile, sunt liber. Pentru că dacă nu respect legile și încalc toate regulile din jurul meu, asta nu este libertate. Asta este abuz, este arbitrar, este haos. Și să vă mai spun ceva, nu suficient ca eu, unul, să respect regulile. Trebuie ca fiecare dintre voi să respectați regulile astea. De ce? Să zicem că voi sunteți cetățeni onești și traversați strada pe culoarea roșie sau verde. Așa, pe culoarea verde a semaforului. Atenție, numai pe culoarea verde a semaforului. Iar eu sunt un șofer irresponsabil, care vin cu viteză, văd culoarea roșie și m-am dus mai departe. Ce se întâmplă? Voi ați respectat regula, dar eu n-ați. Ce se întâmplă? Accident. Deci iată, mori. Pentru că eu, care nu respect regulile, ajung să produc un accident cu privire la tine care respecta regulile. Deci iată cât e de important ca fiecare dintre noi să respecte regulile. Nu e suficient ca unul singur să respecte, ci ca toți să respectăm. De aceea avem nevoie ca cineva să vadă dacă oamenii respectă sau nu regulile. Cine sunt persoanele care o? Poliția, care e pe stradă. Bravo. Jandarmii, atunci când sunt neagiuri, de exemplu, sau sunt alunări, sunt reuniuni, știți că vin jandarmi, care asigură ordine. Alte organe ale legii. Procurorii, de care discutam mai devreme, ca acuză. Judecătorii. Noi suntem plătiți de către stat ca să vedem dacă voi, noi, toți ceilalți din jurul nostru, respectă regulile. De ce este necesar să respecte regulile? Pentru a fi în siguranță cu toți. Cu toți în orice moment. Siguranța noastră este foarte importantă. Și siguranța fizică, adică nimeni n-are voie să ne agreseze, nimeni n-are voie să ne lovească, nimeni n-are voie să ne zgârie, nimeni n-are voie să ne violeze, nimeni n-are voie să ne omoare. Dacă o facem împotriva voinței mele, m-am agresat. Iar dacă insistă și mă constrânge, se cheamă agresiune sexuală. Chiar este o infracțiune care se numește așa în codul penal, agresiune sexuală. Nu trebuie să mă violeze. Doar trebuie să mă pipui împotriva voinței mele și să mă constrângă într-un fel, să mă lege, de exemplu, sau nu, să mă adoarmă. E destul să mă pipui și lucrul ăsta este interzis de codul penal. Este o infracțiune foarte gravă. Sau umblați pe telefonul mobil al prietenului vostru. Sau pe contul de Facebook. Că tot aveți cont de Facebook, nu? Da. Așa. Și folosiți parola prietenului ca să vedeți cu cine corespondează. E corect sau incorrect? Mai mult de a fi corect sau incorrect. Este o infracțiune.
A potrăvăi corespondența altuia, a fura parola, a primite mesaje numele lui, sunt interzise. Aceste fapte sunt grave, sunt interzise din codul penal. Nu vă jucați cu asta, așa cum corpul vostru este important. Tot ce ține de viața voastră privată este important. Corespondența voastră este numai a voastră, n-are voie nimeni să se bage în ea. Atenție! Numai organele legii au voie să se bage corespondența voastră, dacă își dau seama că săvârșiți o infracțiune. De exemplu, stabiliți cu cineva când să vă întâlniți, de la cine să furați, sau pe cine să agresați, sau unde să puneți o bombă, dacă sunteți teroriști. Organele statului au voie să intri în corespondență privată a unei persoane, dar numai în cazuri extreme, când se comite o infracțiune. Atenție! Orice corespondență a noastră, fie că e prin SMS, fie că e prin telefon, fie că este prin Facebook sau prin e-mail, lasă urmă. Lasă urmă. Există două feluri de a verifica, de a fi verificat acest lucru. Pentru trecut, putem afla unde erați, dacă ați trimis un mesaj, la ce oră, către cine. Deci, pe trecut, putem afla datele de trafic. Cei care cunoașteți puțin IT știți ce înseamnă. Datele de trafic. Pentru prezent și viitor, putem intercepta chiar conținutul corespondenței. Deci, eu nu am de unde să știu ce ai vorbit ieri la telefon cu colega ta, dar pot să știu dacă ai vorbit cu colegul, dar nu ce ai vorbit. Însă, începând de astăzi, pot să dau o autorizație specială și începând de astăzi, pot să fie ascultat timp de 30 de zile. Dacă există indicii pentru comisie infracțiune. Și atunci am voie să înregistrez. Adică interceptarea, da? Să interceptezi și să înregistrezi convorbirea ta, dar numai pentru viitor. Însă pentru trecut, la oricare de aici, putem afla când ați trimis un mesaj, nu și conținutul, când ați trimis, unde erați voi, cui ați trimis, unde era persoana cu care i-ați trimis mesaj, de ce? Uneori, organele de legea voi au nevoie să stabilească rețele. Își dau seama că niște persoane nu au putut comite infracțiuni singure. Cum au fost, de exemplu, atentatele de la Paris, știți? Niște teroriști. Au pus 6 bombe, 6 locații diferite, 6 locuri diferite și a trebuit ca organe speciale, organe de informație, serviciile secrete, să descopere cine erau persoanele care au platat acele bombe și cu cine mai erau ele în legătură, cum au ajuns. Oricine ar putea duce în țara noastră droguri, arme, sau oricine ar putea duce din țara noastră persoane, să facă trafic de persoane. Ar putea scoate tablouri foarte importante pe muzee, ceea ce nu-i voie. Ar putea duce, produce în România droguri și vine străinătate. Da, pentru că se consideră că țările din spațiul Schengen au încredere unii în altele. Pentru că nivelul lor de civilizație este ridicat. Și atunci nu mai este nevoie să se controleze oamenii la frontiere. Însă România nu este, nici Bulgaria, nu este parte din spațiul Schengen. Adică există pericolul că la granița Uniunii Europene, noi suntem primele țări din Uniunea Europeană, din partea estică și sudică. Este posibil să vină traficanți de droguri, de exemplu, din Turcia, sau traficanți de persoane din Rusia și să treacă pe la noi, ca să se ducă în Uniunea Europeană să vândă fetele, de exemplu, la bordeluri. Și atunci avem nevoie să se facă o verificare la graniță. Noi fiind la capătul Uniunii Europene, este obligatoriu să verificăm tot ce vine din afara Uniunii Europene. Însă, pentru că încă statele occidentale nu au încredere suficientă în noi, ele trebuie să facă control și când ies de România, chiar dacă ieșim într-un stat membru al UE. Bine? Cu alte cuvinte, voi, noi și generația mea, dar mai ales generația voastră, trebuie să facă totul pentru ca cei din jurul nostru, vecinii noștri, să aibă încredere în acest stat. Să știe că nu mai există corupția așa mare, că ea a început să fie combătută. Să știe că legile se aplică în mod egal, indiferent de persoanele, de funcții ocupate, de persoanele care ajung să fie trase la răspundere. Să știe că cel care greșește, până la urmă, plătește. Asta înseamnă un stat corect, un stat în care există justiție, un stat în care se face dreptate. Cine greșește, cine încalcă o faptă, cine comite o faptă în codul penal, este tras la răspundere. Nu te păi, v-am spus, asta înseamnă un stat de drept, adică un stat în care legea se respectă. Dar cine mă răspunde? Da. Se vede la televizorul fiecare zi că sunt oameni care conduc, da. Și încălcă legea și nu vezi faptul nu. La televizor vezi știri despre oameni care încalcă legea.
Și pe lângă ei sunt multe și mulți alții. Este adevărat. Da, trebuie să știm și am discutat mai devreme ca o persoană să fie trasă la răspundere, adică să-i s-a aplice o pedeapsă, trebuie să existe dovezi. Ce se spune la televizor nu sunt dovezi. Uneori lucrurile sunt inventate la televizor ca să facă regele. Da? În al doilea rând, este posibil ca o persoană să fie vinovată, să vă un fapt. Dar dacă nu, persoana respectivă nu este reclamată la poliție și nu există dovezi, eu ca judecător nu voi putea condamna. Cum să te iau pe tine de pe stradă și spun, te suspectez că el e comis o infracțiune. A fost un furt din drumul de Craiova, te suspectez pe tine. Te arestăm, te închidem. Ar fi corect? Mm-hmm. Poate că tu ai fost hoțul. Pentru că acum nu am nicio dovadă, nicio înregistrare, nicio martor, nici mărturisirea ta, nu te pot trimite la închisoare. Cu alte cuvinte, am nevoie de celelalte persoane corecte din Craiova să ne spună, da, l-am văzut, el este într-adevăr. Și noi, cetățenii onești, vrem să vă ajutăm pe voi, organele lege, să aflați adevărul și să ne scăpați de acel infractor. Dacă voi nu veți lua nicio reacție, nu veți adopta nicio reacție, atunci infractorii vor rămâne liberi printre noi și ei vor fura, vor viola, vor da cu cap, ne vor omorâ pe noi cetățenii onești. Deci ce este important este că nu e suficient ca noi înșine, fiecare dintre noi să respecte legea. Ci este important ca toți să respecte legea, iar noi cu toții să veghem asupra acestei aspecte. Ne-am înțeles? Uneori să știți că se comit fapte rele și la școală. De exemplu, este un caz celebru în România cu o fetiță care la o oră de lucru manual a folosit un foafec și în joacă a îndreptat către cealaltă colegă și a scos un ochi. În primul rând, că fapta este prevăzută în codul penal. Deci dacă are peste 14 ani, fetița respectivă trebuie să-i se aplice o sancțiune. 2. Pentru durerea suferită de fata respectivă și pentru faptul că ea a rămas fără un ochi toată viața, părinții agresoarei a fetiței care a comis infracțiunea trebuie să plătească toată viața o sumă de bani ca să compenseze acea lipsă a vederii. Prin urmare, pentru faptele noastre, cât timp suntem minori, să știți că întotdeauna răspund părinții când e vorba de bănuți. Iar dacă fapta se comite la școală, în timpul unei ore, sau cât timp erați în trebuia să fiți în supravegherea profesorului, răspunde și profesorul. Așadar, voi de asta trebuie să respectați regulile și acasă, și la școală, și pe stradă, pentru că există persoane care vor suferi alături de voi și, în primul rând, suferă părinții. Părinții care poate să-și pierdă copilul, sau poate al cărui copil poate să fie închis, sau părinții care trebuie să despăgurească, să plătească bani. De asemenea, profesorul. Dacă se comite fapta rea aici, la școală, în timpul cât era supravegherea lui, răspunde și profesorul. Și aceste lucruri sunt reale. Ele se întâmplă. După cum avem copii care omoară alți copii. Avem copii care violează alți copii. Copii care șantajează alți copii. Știți ce șantajul? Așa, te ameninți că ți se întâmplă ceva. Dacă nu faci exact. Dacă nu mi-aduci mâine 100 de lei de acasă, o să iei bătaie. Asta e șantaj. Bine? Nu avem voie să facem așa ceva. Sau îl bat ca să iau semnul. Asta e tălcărie. Vă aduceți aminte. Mai departe, da? Lovire cu scurt. Deci, lucrurile astea care se întâmplă la școală sunt anormale. Ele se numesc violență școlară. Toate faptele acestea, cum ar fi distrugeri, cum ar fi loviri, cum ar fi furt, cum ar fi agresiuni verbale, toate aceste fapte sunt prevăzute în regulamentul școlar și sunt interzise. Deci, dincolo de codul penal unde vine poliția și face investigații, avem prevederi din regulamentul școlar care sunt obligatorii pentru noi, pentru toți. Atât timp cât vă aflați la școală, trebuie să veniți la o anumită oră la școală, trebuie să fiți îmbrăcați într-un anumit fel, trebuie să nu folosiți telefoane mobile, trebuie să nu vă agresați între voi, pentru că dacă comiteți astfel de fapte, mi se aplică o sancțiune disciplinară. De exemplu, o mustrare, sau scăderea notei la purtare, sau exmatricularea pentru un an de zile din această școală, cu posibilitatea sau fără posibilitatea rematriculării. Și atunci vă nenorociți cariera. Pentru că mai târziu, când o să fiți, o să vreți să mergeți la liceu, sunteți deja la liceu, da? După aceea la facultate, o să se uite tot timpul cineva la spatele vostru. Spune, avem ceva rău în legătură cu această persoană? Există vreo evidență noastră sau nu există vreo evidență noastră? De exemplu, o persoană cu nota scăzută la purtare nu va putea merge la... Agrede de poliție.
Cum? La Academia de Poliție sau la seminarul teologic? Nu ales voi. Cu nota scăzută la portal. De ce? Pentru că acolo se așteaptă cele mai persoane care au fost extrem de corecte. De asemenea, să știți că uneori ajungeți în fața judecătorului și în procese care nu se finalizează cu aplicarea unei pedepse. De exemplu, în procese de divorț. Dacă ați fost careva implicați vreodată, copiii peste 10 ani trebuie obligatorii audiați la divorț de către judecător. De ce? Pentru a-și da seama judecătorul care părinte oferă condiții mai bune pentru că acel părinte să se ocupe în continuare mai mult de către copii. Dar să știți că după divorț, copilul are dreptul să aibă contact cu amândoi părinți, pentru că amândoi părinți au păstrat această calitate și ulterior separate dintre ei. Poate cuvinte, copilul trebuie să sufere. Un copil se simte minunat împreună cu amândoi părinți. Nu are importanță că ei mai sunt sau nu mai sunt împreună. Și aveți dreptul, după lege, să contactați oricând pe celălalt părinte, chiar dacă nu stați acolo. Să țineți minte acest lucru, da? Un alt aspect. Există petreceri pe care le organizăm uneori la noi acasă. Să știți că sunt niște ore de liniște pe care trebuie să le respectăm. De regulă sunt cele de la amiază și de asemenea sunt orele de noapte, orele de odihnă. Încercați să nu faceți distracții în timpul orelor de odihnă sau în orice caz fără voia vecinilor. Se spune că împliniți 18 ani și în loc să mergeți la un restaurant sau un bar, alegeți să faceți acasă distracție toată noaptea. Că poate eu, vecinul vostru, trebuie să merg a doua zi la serviciu. Și voi mi-ați făcut o noapte albă. Și închipuiți-vă că aveți un judecător care să meargă nebun de somn și o să condamne pe toată lumea la închisoare din nervi. Nu-i prea bun, nu? Atunci ar trebui să discutați cu vecinii dacă vă permit să faceți o petrecere din noaptea și dacă nu vă permit să nu faceți acest lucru, pentru că orice vecin poate suna la poliție și poliția să vină, să vă dea amendă și mai confiscă și în casetofonul sau radio sau ce mai fie acolo acum, sau o bine muzicală, DVD player sau ce mai fie. Bine? De asemenea, la petreceri uneori folosim artificii. Le știți, da? Ale tunuri, rachete, de ce mai fie. Vreau să vă spun că sunt interzise de lege. Nu avem voie să folosim decât artificiile care, unul, nu fac zgomot și, doi, nu prezintă pericol de incendiu. Nu avem voie să folosim rachete, pușcători sau mai cum, nu mai știu cum se cheamă. Aici pe zonă nu știu cum se cheamă la voi. Da? Numai steluțele, numai niște vulcani, ceva mic, frumos, pe care mai punem un tortul sau agățăm un brad. Dar nu avem voie cu rachete sau altceva care face zgomot, și poate să scuzească pe cineva, sau poate să rănească inclusiv să ducă la urmirea cu ei. Sau să distrugă, știu, o mașină sau o geamă la careva la acasă. Întrebări din partea voastră acasă. Ați fost până acum în vreo sală de judecată, careva dintre voi? Niciodată? Da? Ați fost? Cu ce ocazie, spuneți? Am vrut să vă cumim. A, ați vrut să vedeți cumim, da. Să știți că ședințele de judecată din tribunale sunt publice. Aveți voie să mergeți acolo. Sigur, trebuie să aveți peste 14 ani și să respectați niște reguli. O să vorbesc și cu doamna dirigintă dumneavoastră. Vă poate duce odată, când doriți dumneavoastră, vorbiți cu doamna dirigintă, o să ia legătura cu șeful instanței, cu președintele de instanță, să vizitați o sală de judecată atunci când nu au un proces, ca să nu figurați liniștea și ca să mergeți mai mult. Da. Să vedeți unde stă la tribună judecător, unde stă procurorul, unde stă grefierul, unde stau inculpații arestați, ce face un avocat, vă puneți pe voi o robă, vă faceți o poză pentru Facebook. Aveți voie să faceți lucrul ăsta, pentru că de 2 ani de zile ne-am încheiat un protocol între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Educației Naționale și copiii au voie să meargă la instanțe și judecătorii au voie să vină în școală, așa cum am zis și eu astăzi. Bine? Deci este posibil la judecători să mergeți într-o sală de judecată, să vedeți cu ce se ocupă și poate unii dintre voi vor să devină judecători, procurori, avocați, polițiști, juriști pe la firme. Este posibil. Altceva? Da, pedeapsa cu moartea a existat până în anul 1989, până la Revoluție. Ultimii executați au fost soții Ceaușescu, adică fostul președinte al țării cu soția lui. De ce s-a scos? Pentru că pedeapsa cu moartea este considerată cea mai oribilă sancțiune care poate fi adusă unei persoane, aplicată unei persoane, și care este contrară drepturilor omului. El nu va putea conducti condamnat la moarte, ci s-a aplicat cu siguranță pedeapsa detențiunii pe viață. Pe viață.
Dar dacă mergem în alte state în care există pedeapsa cu moartea, trebuie să avem mare grijă. Da, pe teritoriul altor state respectăm legile de acolo, totdeauna. Știți că avem un român care s-a dus într-un stat, și în Malaezia, da? Și a avut droguri asupra lui, da? S-au găsit droguri asupra lui, cred că era traficat de droguri. Și a fost condamnat la moarte. În momentul de față, el așteaptă executarea sentinței. Deci judecătorii au decis în mod definitiv, gata, de fi condamnat. Doar de acum mai este destabilită ziua în care va fi omorât. Nu știu cum să moară. Există o singură cale, dacă președintele statului te grațiază, adică te ia. Cu alte cuvinte, cea mai înaltă persoană dintr-un stat poate decide după când vrea el, de exemplu, pentru că ai o capaște. N-are importanță. Poate decide să te grațieze, dar cazurile acestea sunt foarte rare. Și președintele României grațiază din când în când cetățenii ai României care sunt condamnați de judecători, doar pentru că provin dintr-o familie săracă, au mulți copii acasă și așa mai departe. Exact. Uneori, pentru că judecătorul aplică legea, aici nu spune, dacă ești sărac, îți aplică o pedeapsă mai mică. Dacă ai furat 3 la lei și nu 5, nu-ți aplic. Nu. Judecătorul spune, ai furat, da, te condamn. Și atunci poate să vină președintele statului, dar în cazuri extreme și foarte grave, în care se decide, această persoană rămâne cu cazier, adică rămâne scrisă în evidențele noastre, dar nu mai execută pedeapsa. O considerăm ca și cum a executat. Dar sunt foarte rău acestea. Singura soluție ca să scăpăm de sancțiuni este logic să nu săvârșim infracțiuni. Alte întrebări? Vă rog. Pentru drept? De acasă. Să știi că am fost bine educat. Am avut o tată care m-a îndrumat de mic să respect regulile. Și să văd că viața este ori albă, ori neagră, nu prim. Adică ori respect regulile, ori nu respect. Nu poți să alegi un care de mijloc totodată. Și eu am ales să fiu un corect. Am vrut să devin polițist. Nu am reușit că am avut ceva probleme cu ochii. Și atunci am ajuns judecător. Am făcut facultatea de drept. După care m-am specializat la o școală specială pentru magistrați. Și după aceea am devenit judecător. Și din 1998 până acum sunt tot judecător. Și vă îndrum și pe voi să alegeți cariera asta care este grozavă. Să deveniți judecători, adică să dați voi verdicte și să fiți consiliați. Cum trebuie să se prezinte în fața unui judecător? Când trebuie să recunoască fapta? Ce probe să propun în apărarea lor? Lucrurile astea le stabilesc avocații. Iar minorii totdeauna au dreptul la un avocat. Indiferent că aveți sau nu bani să vă angajați un avocat, aveți dreptul de la partea statului de a beneficia de un avocat. Logic, când ajungi în fața unui judecător, nu știi procedurile acolo, nu știi legea. Și atunci un avocat te ajută totdeauna și îți explică ceea ce se întâmplă cu tine, ca să ți se aplice, dacă este cazul, o pedeapsă potrivit vinovăției tale. Iar dacă ești nevinovat, să te ajute să convinge judecătorul că ești nevinovat. Uneori comiți o faptă rea și cu toate acestea judec. Vă dau un exemplu. Tu care ești mai puțin mai mic. Ești forțat de un adult, sub amenințarea bătăii, să intre pe geamul de la baie, în casa unei persoane și să le deschizi ușa hoților. Tu ai comis o faptă rea. Da? I-ai ajutat pe hoț să pătrundă în casă, adică ești complice. Ați auzit de complice, da? Deci tu i-ai ajutat pe ei, complice le-ai ajutat. Dar judecătorul o să spună, păi dacă am constatat că tu ai fost forțat, că erai să fii bătut sau omorât, dacă nu făceai asta, eu judecător spun, domnule, tu n-ai fost să săvârșești fapta, deși ai comis o faptă rea. Sau, dacă ești în stare de legitim apărat. Dar dacă ai posibilitatea să fugi sau să anunți poliția imediat, trebuie să faci lucrul ăsta. În legitim apărare, știți ce este, da? Când eu comit o faptă rea, pentru că eram alături de amenințat cu o faptă rea sau gata să se producă asupra mea. Cineva vrea să omoare. Eu am luat arma și l-am omorât eu pe el. Asta este legitim apărat. Deci legea îmi dă voie să mă apăr că sunt în pericol sau să apăr de altcineva. Dacă văd cum un coleg o agresează pe colega, o duce într-un loc ferit, vrea să o omoare, vrea să o violeze, atunci ce fac? Repede, pun mâna pe telefon, am dat la 112, dar dacă sunt puțin mai făcut, până vine poliția, am dreptul, dă voi legea să mă duc să prind pe ăla, să bat, să-l pun jos, să-l culc, să-l rup mâna, să-l întorc la spate, să-l leg. Îmi dă voi legea. De ce? Colega mea e mai importantă decât agresorul. Înțelegeți? Noi trebuie să protejăm victimele. La fel, dacă vedeți, de exemplu, într-un troleu, într-un tramvai sau pe stradă, că cineva este agresat, nu stați în diferență, nu fugiți. Anunțați organele legii, de aceea există poliție, să fie anunțat. Avem telefonul de urgență, cât este? 112. Rapid anunță poliția. Dom'le, acolo se întâmplă o agresiune sau acolo un accident de circulație. Vă rog, repede, interveniți.
Oricare dintre noi, dacă ne-am avea a fi într-o astfel de situație, adică am fi noi cei agresați și am vedea cum colegul nostru trece, întoarce palul și fuge, cum ne-am simțit? N-am vrea ca respectivul să intervină în favoarea noastră, hai să nu să se bage să încaseze și eu. Dar cel puțin să anunțe organele lege, nu-i așa? Da. Ei bine, de aceea vă spun, astfel de ore pe care noi le ținem, noi judecătorii le ținem cu copiii, sunt, pe de-o parte, să vă aducem la cunoștință câteva reguli care sunt prevăzute în lege și poate de care n-ați auzit niciodată. În al doilea rând, să înțelegeți că regulile sunt făcute să le respectați și avem reguli peste tot. În tot universul ăsta, unde ne învârtim, avem reguli. Și pe lună, dacă vă duceți, aveți niște reguli. Trei, regulile sunt făcute să ne protejeze pe fiecare dintre noi. Învățați să respectați pe regulile și ajutați pe colegii din jurul vostru să le respecte și ei. Și în al patrulea rând, gândiți-vă că unele greșeli pe care le faceți acum când sunteți mici, vă pot urmări toată viața. Și din contra, unele fapte rele care se comit asupra voastră și nu le spuneți la timp, s-ar putea să lase niște urmări toată viața, niște urmări psihice din acestea. Prin urmare, vă îndrum pe toți să încercați să respectați regulile cât de mult puteți, chiar și când nu vă vede nimeni. Și faceți un exercițiu când plecați de la școală. Ajungeți la trecerea de pieton și vedeți când traversați. Și o să vedeți că vă spune drăgușorul la pecaș, hai treci pe roșu, treci pe roșu, că nu vine nicio mașină. Și voi să spuneți, regulile există ca să fie respectate, ca să fie de lume. Faceți exercițiul ăsta. Să vedeți că la început o să fie greu, după care o să vă obișnuiți cu respectarea lui. Bine? Eu vă mulțumesc pentru asta. Și vă urez să ajungeți cetățeni onești. Cine știe, poate după ziua să fim colegi. Că n-aș vrea să ne întâlnim altă la sala de judecată. Vă mulțumesc. Va mai așteptată la noi eventual și cu alte legi sau întâlniri cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu am o surpriză pentru fiecare dintre voi. Pentru că mi-a spus că nu aș citi copii penal. Și pentru că nici nu vă îndrum să citiți, că e foarte greu și foarte gros. Am întocmit aici o broșurică care se numește unde legii nu tocmeală, pe care o găsiți și în varianta electronică, puteți să le dați la colegii voștri formatul electronic și să citiți aici principalele reguli despre care v-am vorbit acum, cu îndrumarea de a nu le comit, sau dacă se comită împotriva voastră, să știți cum anume să reacționați pentru că legea vă protejează. Sper că azi, toată lumea, cred că am adus pentru toți, da? Iar dacă mai am câteva, le lăsăm la nivel. Da, da, da. Dacă nu există martor, v-am spus, nu poți condamna o persoană, chiar dacă este... poate că, poate că recunoaște respectiv. Cel mai bine să nu intrăm într-un astfel de mediu vicios, știi? Să nu ne învârtim de lângă persoanele care au pistoale sau armă. Dacă vedeți o armă, fugiți. Fuga e rușinoasă, care să-l lasă. Bine, succes mult la școală și vă urez să ajungeți cetățeni de rădăcini.